Salutare, oameni buni! Bine ați venit la un episod. Astăzi voi prezenta echipa mea finală din sezonul 2 de FIFA Mobile. Știu, nu am postat de 2 luni, dar asta nu este o problemă, pentru că vom reveni acum, da, scuze, alea, chestii, prestii. Dar acum vom reveni cu episoade foarte calitative pe acest canal. Așa că să facem echipa mea finală 120 overall. Este sezonul 2, ultimul clip cu FIFA Mobile sezonul 2 de pe acest canal. Iar acum vor veni clipuri doar cu sezonul 3. Și da, nu uitați să lăsați un like, să strângem peste 30 de like-uri dacă voi mai doriți episoade pe acest canal cu sezonul 3 din FIFA Mobile și un subscribe să ajungem la 1000 de abonați până se termină acest an. Ăsta este targetul meu. Avem încă aproximativ 150. Sperăm că facem în o lună jumate cât mai este. Și da, nu uitați să lăsați un like, share, subscribe, am zis astea. Eu acum voi trece la echipa mea. Ok, deci haideți să începem cu portarul echipei mele, care este Handanovic 113, un rank de la Retro Stars. Fundașul, primul meu fundaș central este Mina, nu, o să-l punem pe Colibali, Mina va fi în centru, 111 de la Team of the Week, mijloc va fi Mina, 113 rank 1, pe partea dreaptă, adică fundaș central dreaptă va fi Lenglet, 111 de la acest eveniment care se află acum în joc, care se afla când am filmat acest clip, aici Ribery, cât de mult avem pe Chan, rank 2. Deci am doar 2 jucători cu rank 2 și acest unul dintre este Chan. Caul meu este Mkhitaryan, tot 113, lui n-am reușit să-i dau rank. Alessandrin este cel de jucător cu 2 rank-uri la mine în echipă, 113 și el. 112 Filip, vedeți că nu mai este Ronaldo aici, pentru că a schimbat și n-a brilat destul de ok. De dreapta l-avem pe Gelson Martins, 113, iar vârful meu este Messi, 113, un rank. Și da, cam asta este echipa mea finală din FIFA Mobile sezonul 2. De acum vor veni doar clipuri cu sezonul 3, așa că eu v-am pupat. Pa, pa!